Festivalul November Music Fest, aflat la cea de-a doua ediție susținut la Ploiești, s-a încheiat și de această dată cu rezultate dintre cele mai bune pentru participanții din Câmpul Lung. Ca de fiecare dată, colaborarea dintre Casa de Cultură Tudor Mușatescu, Cercul Militar Câmpul Lung și Casa de Cultură a Sindicatelor CD Aricescu s-a arătat a fi benefică, astfel micii mușceleni întorcându-se acasă cu 5 premii, dintre care 3 premii speciale. Ne-am întors de la Ploiești și, când spun ne-am întors, am fost împreună cu șeful Cercului Militar din Câmpul Lung, cu Luigi Toma, la un festival organizat pentru a doua oară la Ploiești, la a doua ediție, November Music Fest, un festival de muzică ușoară la care au participat peste 100 de copii, de participanți, că nu neapărat copii, de la 6 la 30 de ani. Deci au fost un maraton timp de 2 zile, acolo unde noi am fost cu 2 copii, cu Bianca Popescu și cu George Adrian Udrea. Copiii noștri s-au comportat, spun eu, ca de obicei, adică foarte bine, și s-au întors cu 5 premii. Bianca Popescu a obținut două premii speciale și o mențiune pe întreg festivalul. Geo Udrea a venit cu un premiu special și cu locul 3 de asemenea pe întreg festivalul. Sunt două performanțe care trebuie luate în seamă și iată că întotdeauna lucrurile care se fac în colaborare, și spun acest lucru și vreau să subliniez de fiecare dată, că la Câmpul Lung, la noi, cele trei instituții, și mă refer aici la Casa de Cultură Tudor Mușatescu, la Cercul Militar și Casa de Cultură a Sindicatelor CD Aricescu, avem foarte multe activități care le susținem în comun și ele întotdeauna dau roade.